Bună seara! Haideți să vedem dacă mă aud. Ne vedem în zi de solstițiu. O secundă să-mi deschid și eu să văd comentariile voastre și să vă am aici alături de mine pe Facebook că dau live-ul cu zoom și atunci nu mi-apare în Zoom, mi-apare în Facebook ceea ce voi îmi scrieți și atunci să fiu cu mai multe instrumente la îndemână. Bună, bună! Cum sunteți? Pregătiți de sărbători? Pregătiți de final de an? Mă mm? aud bine, super! Mulțumesc, Alexandru, de feedback! Haideți, așteptăm uh, să mai intre lume, Că știu că notifică Facebook-ul și nu. Până se conectează lumea, durează un picuț. Și o să începem așa, lin. Vedem cum continuăm și apoi cum finalizăm, mai ales că astăzi vorbim de finalitate și de noi începuturi. Suntem la final de an, 2022. Vedem cum a fost anul acesta, vedem ce ne așteaptă. Dar există o vorbă, cum îți așterni așa dormi, și atunci scopul nostru în seara aceasta este cumva să încheiem așternutul, dacă pot spune așa, anului 2022, pentru a putea dormi cât de cât bine în 2023. O să fie oarecum și o abordare numerologică, dar nu mi-am propus să fie doar din aspectele numerologice. Sunt prognoze, o să publicăm și pe Asociația Numerologilor destul de curând un scurt preview deocamdată, un rezumat, o esență a 2023 făcut alături de echipa ANR-ului și după care o analiză extinsă va urma. Pregătim pentru 2023 și uite că o să apară și pe site-urile acestea, pe 11 ianuarie, Anatol Basara, bineînțeles, caracterul anului 2023 va fi o conferință. Foarte interesant, abia o aștept. Am vrut să o ținem în decembrie, dar nu a fost să fie. E mai bine așa. Începem cu 2023, chiar în ianuarie, și atunci suntem pe energia începutului. Bun, și pregătim foarte multe evenimente. O să le urcăm pe site. O să le găsiți pe alexaevent.ro și curs de numerologie cu mine, vedem poate și cu Anatol, dar până un altă cu Anatol, găsiți și pe asociația numerologilor.ro, găsiți cursul de numerologie bazică. Da? Sunt acolo trei module foarte, foarte interesante pentru cei care chiar vor să ia de la zero Bă. și să învețe numerologia și modelul numerologic de tipologizare. Apropo de a ne repregătim un nou proiect, a treia ediție a, pentru Dascăli. cei care aveți cunoștințe, care lucrează în sistemul educațional, îi așteptăm cu drag. Este un proiect gratuit pentru cadre didactice. Îi ajutăm uh, să descopere model numerologic de tipologizare și să-l aplice cu elevii, cu studenții, practic în educație. Să ne ajute în viața de zi cu zi, că educația până la urmă este baz. Bun. Am făcut așa un intro, a mai povestit, da, pentru a putea să ne adunăm. După curățenie, super, bună, Ildico. Da, păi curățenie, nu? Ca să, să așezăm așternutul cald, frumos, curat pentru 2023. Poate nu este întâmplător că alegem să facem curățenie la final de an sau spre final de an pentru a pregăti, apropo de finalitate, apropo de încheieri și apropo de începuturi, da? Când facem curățenie în casă, e cu scopul parcă, cumva, să a facem loc, să scoatem energia veche și să facem loc unei energii noi, curate, energia începutului, cum spuneam până la urmă. Da. Până să abordez cumva, aș vrea să știu cum a fost pentru voi 2022. Spuneam, puteți să-mi scrieți, dar o să fac așa un mic preview la tot ce a fost 2022. Din perspectivă numerologică, pentru că spuneam la începutul anului că uh, suntem într-un an șase, încă mai suntem, e, și anunțam noi la începutul anului 2022 că va fi despre armonie, va fi despre familie, va fi despre echilibru, va fi despre uh, liniște, va fi despre bani, va fi despre uh, cuplu, va fi despre partener, în sensul ăsta chiar de cuplu, va fi despre resurse. Dar în același timp poate să fie și despre război, poate să fie și despre dezbinare. Și cred că am avut din toate, nu? Poate să fie și din pierderea resurselor, da? Am învățat foarte multe, zic eu, în anul acesta, 2022, șasele fiind și un foarte bun dascăl, care ne-a dădăcit, am putea să spunem, pe locuri, iar pe alte locuri a fost așa mai aspru cu noi, și ne-a dat lecții foarte utile, zic eu. Acum, putem să spunem așa, că energiile și Universul și-a făcut datoria. Rămâne să vedem ce am învățat noi din toate acestea. Dar mi-ar place să știu, cei care sunteți acum live, să-mi spuneți așa, în două, trei cuvinte, acum poate nu o poveste întreagă. Cum a fost anul 2022 pentru voi? A fost un an bun, a fost un an mai puțin bun. Dacă ar fi să rezumați în două, trei cuvinte sau o propoziție, cum anume, nu știu, așa, știți cum e, trebuie să avem o finalitate. Când vă veți păși în 2023 și vă uitați cumva în spate, spre 2022, care e concluzia? Ce, ar, ce rămâne în urmă? Cu ce plec mai departe? Adică, în sensul că trebuie să iau o concluzie. Da? Necesită să încheiem capitolul. Nu de alta pentru că neîncheierea unui capitol la timpul său atrage după sine diverse suferințe, pentru că luăm după noi bagaje care nu ne sunt neapărat folositoare, chiar dacă poate, pe un moment, credem că ne sunt. Și, uite, așa ne încărcăm de la an, de la, de la, an la an, ne finalizăm, ne încheiem, în... n-am încheiat tot ceea ce trebuie să încheiem, și atunci cărăm cu noi bagajul din ce în ce mai greu. Așa ca un ghiozdan, puteți să vă imaginați, care se mărește, și după care nu știți de ce nu mai puteți să cărați. Da? Bun. 2022 a fost plin de evenimente, cursuri de dezvoltare personală și marcat de un fresh, refresh al cunoștințelor profesionale. Mm -hmm. Chiar spuneam la începutul anului 2022 că va fi mult, foarte mult pe partea asta de educație, uh, Da, educația, repet, făcută pe principiul ăsta de dascăl de pedagog, uh, cumva și cu mângâieri pe uh, creștet da, și cu șuturi în fund pe alocuri. dar uh, o să vedem că dacă în anul ăsta, 2022 am avut lecția asta și a educației, ea va continua, doar că la alt nivel, în 2023, un nivel mult mai uh, aspro, dacă i-aș putea spune așa, mult mai selectiv, mult mai. un uh, mult mai perfecționat, în care nu mai merge cu dădeceala, din contră va veni momentul de verificare a tot ceea ce am acumulat în acest an 2022 și vom concluziona, putem, vom trage o primă concluzie în 2023, că vor mai fi concluzii pe mai departe, dacă ceea ce am lucrat în 2022 chiar a fost și asimilat, dacă aș putea să spun, interiorizat internalizat sau pur și simplu doar așa am fost într-o alergare după informații, după cunoaștere, după educația de care toți spunem, dar nu am rămas cu foarte multe lucruri practice. Pentru că 2023 este un an global șapte și atunci șaptele, după cum bine știți, înțeleptul, da, cel care vine să verifice cum stăm cu partea asta de înțelepciune, iar șaptele ne cere uh, energia lui șapte să trecem prin diverse experiențe pentru a învăța lecțiile, dacă putem să spunem așa. Spun eu tot timpul cu privire la un șapte că prima oară trebuie să dea cu, pragul, cu capul de pragul de sus ca mai apoi să ajungă la concluzia că acolo este pragul, adică cumva degeaba îi spunem noi că vezi, pleacă capul că Dai cu capul de pragul de sus, el necesită să trăiască pe propria piele uh, acele experiențe din care ulterior să-și dobândească înțelepciunea. Uite așa și în 2023, fiecare va trebui să pună în aplicare acele informații, acele cunoașteri, acele uh, lucruri dobândite în 2022 și va putea spune din propria sa experiență dacă a fost înțelept ceea ce a învățat. Și poate să aplice sau nu. Ia să vedem ce ați mai spus. Un an mai bun decât cel dinainte, ok, transformator, greu, dar bun, cu multe noutăți, schimbări. Uh -huh. Un an bun. Uh, bună seara, multe schimbări pe toate planurile. Uh -huh. Și dacă voi credeți că 2022 a fost cu multe schimbări, dați să vedeți 2023. Doiul... 2022 a fost un an de apă, îi putem spune așa, pentru că și 26-ele sunt elemente de apă și atunci am avut și aici foarte multe schimbări, dar la nivelul orizontalei, putem să spunem așa, da? la nivelul materialului, la nivelul planului material E, îmi cer iertare, sunt încă un pic uțrăcită. Dacă 2022. A fost uh, verificarea informațiilor, cunoașterii de la nivelul orizontalei, 2023 este un an global șapte, cum spuneam, și vine și ne ridică pe verticală și începe acolo să ne pună la încercări și la schimbări. Da? Ați văzut că marea majoritate oamenilor au uh, alergat, am putea să spunem așa, în anul ăsta 2022 după foarte multe lucruri materiale. Inclusiv în planul cursurilor au fost ok. De la modul ăsta trebuie să știu, dar trebuie să-mi arăt, trebuie să înțeleg lucrurile la nivel cât mai concret, cât mai evident, cât mai clar, cât mai practic. Da, un grad de pragmatism am putea să spunem. Adică, bun, e așa, dar eu vreau să știu că e așa. E, și 2023 o să aibă foarte multe întrebări și o să avem tendința să vrem să cunoaștem foarte multe lucruri, dar explicațiile nu mai vin doar la planul acesta orizontalei, cumva îl depășim și urcăm să înțelegem planul verticalei sau, cum spune Anatol Basarab, planul ceresc, da? sau cerurilor, cerurile uh, vin și uh, ne dau lecții, să zicem așa, sau ne, cer, ne verifică cunoștințele, am putea să spunem. Un an cu multe lecții, ok, pentru mine anul 2022 a fost un an bun, suntem sănătoși, am schimbat locul de muncă, am avut un concediu frumos, super, minunat, da? Într-adevăr, șasele, relaxare, confort, 22 din 2022 a fost despre sănătate, da? deci foarte mulți au avut cumva și-au putut întări sănătatea, alții poate chiar și-au distrus-o și odată cu distrugerea sau întărirea celei sănătăți și-au menținut și-au adus echilibru sau și-au distrus echilibru, da, odată cu distrugerea sănătății. Mhm, un an cu multe lecții, 2022 a fost fantastic, multe realizări și conștientizări, super, mă bucur, conștientizări, schimbarea locului de muncă, s-a îmbunătățit relația cu partenerul, păi, vezi, normal, și o conștientizare a vieții mai profundă, superb, pentru mine a fost un an atât de profund și totodată plin de încercări să pot înțelege unde mă aflu, mhm, da, un an profund, dar gândiți-vă că dacă 2022 a fost profund, 2023 va fi și mai profund, da, în mult mai multe aspecte uh, comparativ cu 2022. Ne-am întors acasă în România după 12 ani în străinătate. Da, uite, vezi, șase le vine și spune uh, șasele ne vorbește și despre împământenire, da, despre teritoriul meu, despre casa mea, despre căminul meu, uh, care este locul meu, da, unde anume mi este locul, am putea să mai spunem așa. Și pentru că totuși încă nu s-a încheiat 2022, toate mențiunile pe care eu le fac despre 2022, ideile, principiile pe care eu aici le împărtășesc cu voi, ar fi bine să mai lucrați încă la ele, în timp ce vă pregătiți și pentru 2023. Așa putem spune că uite, se aglomerează lucrurile pe final de an dar este esențial să nu abdicați, să zicem așa, chiar dacă facem pregătirile, tot timpul la în momentul în care ajungem la un final de ciclu sau un final de an, există două lucruri care se întâmplă cumva cu un comitent din perspectiva mea. Unul la mână, Mergem ok pe partea aceasta în care uh, închidem, curățăm, uh, încheiem capitole, încheiem bilanțuri uh, contabile, dar nu contabile doar din perspectiva cifrelor uh, și a businessurilor, ci contabile în sensul de relații. Și pentru că 2022 a fost un an în care s-a discutat extraordinar de mult despre uh, relații. În definitoriu, relațiile de cuplu și relațiile din familie, relațiile cu prietenii, relațiile apropiate în general, nu vă lăsați pe tânjeală și asigurați-vă că faceți lucrurile până la capăt, ca să zic așa. Da? Pentru că, în funcție de echilibru pe care vi-l dobândiți sau vi l-ați dobândit poate până acum deja în 2022, vă va fi mai bine. Sau, dacă nu a fost un echilibru care a fost dobândit în 2022, atunci va fi mai puțin confortabil în 2023. Pentru că ascensiunea continuă. Și, repet, plecăm din planul material în planul spiritual. da Plecăm de la șase care reprezintă plăcerile de orice fel, de la plăcerea de a mânca, plăcerea sexuală, plăceri de orice fel. Uh, și ne ridicăm deasupra plăcerilor, am putea să spunem așa, de oricare ar fi, deasupra confortului, uh, ne ridicăm spre divinitate, spre uh, uh, Dumnezeu am putea să spunem așa, spre cerul, spre univers, uh, spre cunoașterea ezoterică, spre cunoașterea spirituală. Adică, cumva, dacă poate anul acesta ne-a preocupat mai mult uh, ce avem în burtică, metaforic spus uneori chiar și la propriu, în 2023 ar trebui să ne preocupe mai mult ce avem în, fac așa o rim, sau să fie burtică cu tărtăcuță, da? adică în cunoașterea noastră, da? ce anume ne Cunoașterea. Avem un an șapte și o să vedeți că matrița 2023 conține uh, și 3 de 3, ceea ce arată că necesită foarte multă cunoaștere științifică, dar vine și cu 2 de 7, ceea ce arată că necesită și foarte multă cunoaștere spirituală. Uh, și atunci, uh, partea aceea în care, ok, vreau confort, vreau plăcere, adică v-ați așezat uh, în 2022. V-ați făcut bârlogul, v-ați făcut căminul, v-ați așezat pătuțul frumos, cald, bine, confortabil. Pentru că acum va fi ceva mai greu să ne concentrăm pe aceste aspecte materiale, da? și de confort, și, din contră, ni se va solicita să ne preocupăm mai mult de aspectul ăsta spiritual, da, mental în primul rând, pentru că este un an preponderent mental față de 2022 care a fost un an preponderent uh, emoțional. Practic în 2022 am avut apa și pământul ca elemente, cum există și vorba aceea totul e apă și un pământ. Da. energiile s-au regăsit foarte mult, energii feminine, exclusiv feminine au fost în 2022 și am și spus la începutul anului în mai multe discuții și în articolul de pe ANR o să găsiți uh, scris, știți cum e, ce e scris, când rămâne, uh, acest aspect că multe, foarte multe lucruri vor depinde de femeie și de principiu feminin. Și mai avem încă uh, 10 zile până la finalul anului. Repet, nu vă lăsați pe tânjală femeilor. Uh, Readuceți-vă echilibru în familie, în voi, în primul rând, și apoi în familie, echilibru vostru interior, lucrați la feminitatea voastră, atenție la masculinitatea voastră, da, uh, pentru că dacă n-ați reușit să mențineți sau să readuceți echilibru sau să lucrați la feminitatea voastră, când energiile au fost uh, doar feminine, practic, în 2022, vin și vă întreb, cum veți reuși să lucrați la acest, acele aspecte feminine, care oricum rămân în continuare în voi și care de, de noi, femeile, depind foarte multe lucruri pe orizontală. cum vom reuși, totuși, în 2023, să, să nu plecăm cu tot un plan volamental uh, și să uităm de feminitate, da? Deci, uh, va fi o adevărată provocare. Dacă n-am reușit în 2022, va fi și mai dificil în 2023 pentru a lucra la partea asta de feminin, asta pentru femei, sau la aspectul, da, principiul feminin. Și atunci mai aveți 10 zile, nu vă luați așa în mâini, nu știu cum să zic, mușchii, da, masculinitatea și căutați să, să lucrați la feminitate până în ultima zi a anului. Bun, Mia să vedem... După 18 ani. Super, da. A fost un an în care mi-a stimulat creativitatea, am început să pictez, da, foarte bine punctat. De asemenea, așa le-am mai spus, este o cifră a creativității, da, creează. Um, și mai poate fi asociat cu uterul. Și atunci, uite, vedeți, în uter se bagă ceva, în afară de uterul cel fizic, există și uter energetic, da, în uter bagi ceva, o energie de un anumit fel. Și creezi da, cu acea energie un uterul respectiv, da, îl alimentezi, exact ca pe principiu cum crește copilul în uter, uite așa cresc și proiectele voastre, adică creați. Putem să spunem că anul 2022 a fost un an creator. Nu înseamnă că 2023 nu va fi un an creator, dar va fi din cu totul alte perspective. Da, creația va fi foarte mult influențată de uh, planul mental, de planul cerurilor și de uh, divinitate. Dar în 2022, repet, a fost foarte mult uh, la nivelul orizontal. Și atunci, da, 2022 a fost și despre creație. De la cea, în sensul ăsta de pictură, de știu, um, de a scrie și de a face multe alte lucruri artistice, le putem spune așa, dar nu numai. Uitați-vă în spate, apropo de încheieri. Ce ați creat în 2022? Ce ați introdus în acel uter energetic fiecare dintre voi? Și nu de alta, că acum e final de an și se culeg roadele, o parte din ele, care restul vor veni în 2023. Da, Dar în perioada asta putem să spunem așa că nașterea are loc la ceea ce s-a creat uh, timp de. Oricum, încă din luna nouă, mai povestit la un moment dat în cadrul unui seminar cu Edit, încă din luna nouă, da, la finalitatea lunii a noua din 2022 am început să culegem aceste roade, să zicem așa, sau am dat naștere creației și acum cumva copilul, acel copil care a ieșit din Uter, da, vorbim metaforic, bineînțeles, copil, își cere tributul și crește și crește și uite, la anul o să devină mai înțelept. Da? Dar întrebarea la care mă întorc este voi ce ați creat? Da? Ce energie ați pus? A fost foarte mult despre emoții, a fost foarte mult despre dualitate în 2022. Da, despre oglinzi a fost extraordinar de mult. Dacă le-ați văzut, dacă nu le-ați văzut, asta rămâne la latitudinea voastră să trageți această concluzie. Nu înseamnă că ele nu au fost. Ana, am început să creez poezii. Da, vezi, uite așa, ca șase le putem să zicem așa, ca o mamă, care ce? Principiul ăsta matern, care vine, dădăcește, crește, creează, da, îngrijește. Da, și a fost foarte mult spre latura asta. Hai să îngrijim, să ne îngrijim, dar îngrijirea la lui șase, dacă îi putem spune așa, este mai mult de, în aspectul planului fizic. Uh, da, un șase va căuta tot timpul, hai să vedem cum te îmbrac mai bine, cum te hrănesc mai bine, uh, cum te fac să te simți mai confortabil, da? cum te fac să fii mai frumos, cum te fac să da să o duci mai bine, da? să ai uh, un, o viață mai ușoară, dacă îi putem spune așa. Lucru care se va schimba cumva în 2023. O să-l abordez pe 2023, un picut mai încolo, mai mult, mai fac trimitere așa din când în când, dar aș vrea să ne axăm în principal pe 2022, că începem cu, începem cu, încheiere, cu încheierea anului 2022 pentru a continua cu începutul. Da? Aici, vedeți, o luăm cumva, poate invers, dar nu chiar așa. Vom ajunge și la tipsuri pentru 2023. Mulțumesc! Uh, un an plin de conștientizări, un an de regăsirea mea personală. Uh -huh. Anul acesta am început să învăț iubirea de sine și dezvoltarea feminității. Doamne, ajută! Eu am creat la propriu. Salut, Elena, cum ești? Chiar a fost un an minunat pentru mine din acest punct de vedere. Da, au fost persoane care au creat la propriu, adică au rămas însărcinate, persoane multe căsătorii, dar la fel de bine multe scandaluri sexuale, dacă n-ați observat deja nu mai pomenim despre război, da? Șasele în planul, în partea pozitivă, în aspectul său pozitiv este, da, am zis, echilibru, armonie, feminitate, bă, cum zice, confort, plăceri, dar în partea cealaltă el poate să creație, da, șasele. În partea opusă e distrugere și autodistrugere, disarmonie, dezechilibru, și toate celelalte care vin în aspectul său negativ. Că dacă le spun pe cele pozitive, deja vă puteți face o idee cu ce înseamnă latura negativă în polaritatea minus. Da? Cumva dacă știm că aici pixul acesta are o polaritate, spre exemplu, da, uite, știu că el scrie, să zicem, în are polaritatea plus, da? dacă îl întorc în partea cealaltă, voi ști că nu scrie sau cumva e opusul la ceea ce face în, în această parte în care scrie. Da? Adică, dacă știm, cunoaștem această lege, care este o lege a Universului până la urmă, uh, legea dualității, uh, dacă la un capăt avem un lucru și știm cum anume, o situație, un context, nu trebuie să fie un lucru fizic, da? Atunci, ce vom ști? Dacă știm, de exemplu, cum să fim triști, nefericiți în viață, nu știu, depresivi, uh, merg pe emoții, pentru că 2022 a fost despre emoții și este, uh, da, ce? Ceea ce facem în aspectul ăsta de a fi triș, de a fi... Practic, trebuie să punem în oglindă sau să întoarcem cumva sau să ne uităm în capătul celălalt al bățului și să vedem și atunci aflăm ce avem de făcut în aspectul celălalt. De foarte multe ori eu, oamenii se întreabă sau zic nu știu ce să fac în situația asta, știu doar cum merge rău sau știu varianta în care nu iese, dar nu știu varianta în care iese. Păi folosește această lege? și uită-te la capătul celălalt de băț. Dacă aici faci așa, efectiv opusul, în oglindă, ce ar trebui să faci? Pentru că în partea cealaltă, dacă faci practic opusul, da? celălalt capăt al bățului, mai putem spune așa, atunci vei ști practic ce ai de făcut. Deci nu este o scuză. E o lege care te poate ajuta în foarte multe contexte ale vieții, dacă o înțelegi ca principiu. În foarte multe contexte. Când zici că te-ai blocat sau că faci anumite lucruri și nu ți iese ies ce vrei, gândește-te la această lege, oprește-te și folosește-o. Da? Eu anul ăsta am reușit să mă eliberez de obsesia controlului. E, Doamne ajută să fie așa. Sunt mai receptivă la mesajele pe care mi le trimite Universul. Intuiția a devenit punctul meu fort. E. Mă bucur. Um, un an de reechilibrare după pierderea mamei mele dragi. Multe stări, multe conștientizări, dorințe, căderi, ridicări și visuri. Uh -huh. Da, să căutăm soluții, Daniela. Bun. Da, ați văzut că, până la urmă, dacă este să facem această concluzie a anului 2022, cam așa a fost: când pe armonie, când pe dezarmonie, când pe pace, când pe război. <coughs> Doi, în același timp, din 2022 aduce o oarecare instabilitate la modul. Nu știm ce o să fie, ce nu o să fie, dar ce să vezi. 2023, 23 ul care dă un 5, aduce și mai multă instabilitate, mai ales că 5 este un joker, este imprevizibilul și spontaneitatea în persoană, dacă îi putem spune așa, și vom avea parte în 2023 de foarte multe, foarte mult spectacol, foarte multe schimbări, da? neprevăzute, că în 2022, Oarecum, dacă erați puțin atenți, un grad de previzibilitate, zic eu, că a existat. Da? Adică n-au venit chiar așa, surpriză, surpriză, pe nepusă masă, fără să mă aștept. A, că n-am văzut noi semnele, asta e altceva. În 2023, lucrurile vor apărea de niciunde. Cumva, fără măcar să ai vreo așteptare sau, cum să zic, surpriză, surpriză, surpriză. În da? 2022, dacă urmăreai trendul, dacă urmăreai cam ce se întâmplă în jurul tău, în grupurile din care făceai parte, atât mai mici cât și mai mari, puteai. Să faci oarecare previziune sau puteai cumva să vezi către ce anume se îndreaptă lucrurile. Pentru că, totuși, vorbim de uh, cifre doar dependente, dar vorbim de cifre feminine, dependente, dar care ele depind de ceva. Uh, 2, 4, 6, și 8 -ul. și atunci, în anul ăsta, 2022, lucrurile au depins de foarte multe alte chestii. Doar că trebuia să vedem noi de ce anume depinde, pentru că undeva se dădea startul, iar în funcție de ce. Direcție se dădea, lucrurile depindeau de acea direcție și erau urmate. Și de-aia zic că gradul de previzibilitate sau predictibilitate a fost mai mare în 2022 și va fi cu mult mai mic în 2023. Și 5, care da 23, care dă 5, și 7, care e anul global 7, sunt foarte cifre cu o energie foarte imprevizibilă. Cumva pot să vină 5, energia lui 5 vine să ne. A, ducă la un alt nivel, în sensul să progresăm. Cinci este pentagrama. Dacă e să ne uităm la cinci, fie vedem, fie ne, fie ne îndemn, îndumnezeim, îmi cer iertare, fie ne îndrăcim. Spus așa, simplu și uh, direct, da? Mai ales că anul global are șapte și atunci, știi cum e, ori ajungi la Dumnezeu, uh, ori conform legii menționate din ea, ori dai de drag. Cam așa am putea să spunem. Bun. Hai să vedem. Ce ați mai făcut în 2022? V-ați încheiat? Adică ați făcut o sinteză, o încheiere, ceea ce spuneam pentru a putea fi pregătit să treceți mai departe? Adică, ok, vreți tipsuri pentru 2023, vreți analize pentru 2023 și multe alte lucruri, dar ai încheiat ca să poți să pui, adică știi cum e, e ca și cum vrei să faci etajul 1 la o casă, dar tu nu ai parterul finalizat. Cam așa este când îți dorești să mergi la următorul an, putem spune în cazul de față, dar nu l-ai concluzionat și nu l-ai încheiat pe celălalt. Acum, să ne înțelegem, el de încheia se va încheia. Pentru că vreți, voi nu vreți, finalul de 2022 e aici, practic, adică la un pas distanță nu ține dacă vreți sau dacă nu vreți, adică lucrurile nu s-au la modul dacă vreți să treceți în 2023 sau dacă vreți să se finalizeze în 2022. Dar noi vorbim aici de aspectul conștient, vorbim aici de aspectul în care lucrăm cu noi, din aspectul în care noi mergem către uh, a face lucrurile, da, către viață, am putea să spunem așa, nu așteptăm ca viața să vină să ne pună în situația în care să încheiem. Adică, cumva, suntem în al 13-lea ceas, am putea să spunem. Acum, cu finalul, finalul de 2022. Și spuneam eu la început că, da, la final de an, în cazul de față, dar la final de ciclu, oriunde avem la un final, uite, mai fac o uh, paralelă. Când uh, finalizăm uh, clasa 8, -a, da? ne pregătim de bac, putem să zicem, nu intens, dar în același timp ne pregătim, chiar dacă încă în bacul nu l-am dat, poate nici nu l-am luat, încă la el nu am ajuns, dar deja ne gândim la ce ce o mergem, ce vrem să facem mai departe în viață. Adică cumva pregătirea începe când finalizăm pentru un noul început. Nu te apuci să te gândești ce liceu vrei să urmezi, dacă mergem pe exemplu la acesta, în momentul în care deja s-au depus dosarele sau mai e o zi să încheie dosarul, de depus dosarul la liceu și tu nici măcar n-ai dosarul. Înțelegeți? De foarte multe ori, foarte multă lume are tendința de, de a amâna. Uite, vedeți, în anul ăsta, 2022, nu prea am mers cu amânarea. Ați văzut? pentru că, uite, uh, acum eu îmi, dez, îmi, îmi fac aici niște calcule, dar 2022 uh, a avut în aspectul său și 8, de la un punct. în da? 1 ianuarie 2022 are, are, are și uh, partea de 8. <coughs> și atunci uh, nu prea a mers partea aceasta de neasumare. Da? Cumva au venit lucrurile să... și ne-au cerut uh, foarte multă asumare. În 2023 o să mai scărțim acolo cu asumarea și cu. Da, adică o să avem tendința să amânăm. Dar în 2022, cine a amânat, și-a luat-o. Uitați-vă în spate și o să vedeți. Cu cât ați amânat mai mult, cu atât ați suferit mai mult. Modul în care evoluați poate fi divers. Da, nu este unul uh, la fel pentru toată lumea. Important e că ceva se întoarce, da? O pedeapsă sau uh, o plată. Mai putem să-i spunem așa. Sau dacă totuși ți-ai făcut treaba, o răsplată, nu? Până la urmă. Bun. Am creat un dosar în limba franceză, foarte util pentru munca mea și colegilor și mai multe tablouri. Ok, creație, iarăși, super. Un an cu conștientizări, transformări. Da, corect, uite, da, Otilia, cred că ești constructor. Ideea rămâne aceeași. Necesită fundație. Da, așa este, Otilia, dar um, fundația s-a pus în 2020, am putea să spunem. Etajul, uh, da, Fundația în 2020, parterul în 2021, etajul 1 în 2022 și am putea să zicem așa că suntem pe la etajul al treilea, adică dacă vrem să mergem mai în spate, lucrurile au început mai, mai din spate chiar de atât, da? Și dacă vrem să, până la urmă, la fundație, trebuie să găsești terenul. Și după ce găsești terenul, necesită să sondezi lucrurile sau cum stau lucrurile pentru a putea face construcția, nu? Și tot așa mai departe. Acum putem să ne ducem foarte mult în detaliu în direcția aceasta, dar nu vă proptiți în exemplu folosit și că am zis să parter și după etajul 1 și n-am zis fundație. Luați principiul, luați ideea, da? Foarte bună observație. Uite, demnă de un șapte. Nu știu, Tilea, ce cifră ești, dar um, probabil undeva pe acolo stai bine cu șaptele, că observatorul, apropo de energia lui șapte, care urmează acum în 2023, se observă fiecare lucru, oricât de mărunt și oricât de ascuns ar părea să fie, credeți-mă că Universul nu-l ratează, nu-l ratat nici până acum. Dar în 2023... Este un foarte bun observator și nu o să-l scoată neapărat în 2023. Pentru unii da, pentru alții nu. Unii îl vor vedea, alții nu. că vede, Văzutul ăsta la șapte este așa, știți cum e. Mulți văd puțin pricep. Uh, în, uh, se vadă foarte mult în anul 8. În anul 8, acolo se vadă și mai mult tot ceea ce s-a făcut în anul 7. Da? Uh -huh. Bun. Mai citesc uh, ce, ce scrieți pe aici. Uh, rugămintea mea, acum, uh, voi nu trebuie să luați de bună tot ceea ce spun eu. Puteți lua, aproba, căuta, puteți să vă informați, puteți să vă trageți uh, propriile concluzii, puteți să uh, experimentați, pentru că oricum vine anul experimentării peste noi. Vreți, nu vreți, veți experimenta. Repet, ideea aceasta este extraordinar de importantă. Uh, uite, o să apelez tot la Anatol pentru că, no, îmi este unul dintre ghizii mei spiritual și în calea asta a numerologiei și nu numai. El spunea la un moment dat, uh, am reținut ideea, nu vă gândiți că o spunea chiar așa, motamo, uh, că cu toți în viața aceasta avem uh, o cantitate de otravă, să zicem așa, de băut. Acum mai avem și vă întreb. Până la finalul vieții, o aia va fi băută sau va necesita să fie băută? Cum alegeți să beți? O va fi în suferință. Hai să ne înțelegem că poate dintre cineva pe aici mai târziu și zice, aule, o ne otrăvește Alexandra. Vă otrăviți singur, nu trebuie să vă otrăvesc eu. Cuvintele, cu gândurile, cu... Da, închidem paranteza. Hai să vedem. Uh, cum alegeți să beți o travă? Aveți o cantitate, o ceșcuță de otrava. o travă. O beți deodată, o beți pe rând, încercați să scăpați de ea, Hmm? Haideți că curioasă. Tot ce știu să vă spun este că oricum în cele din urmă, până la finalul vieții va trebui să obeți. Cum alegeți? Așteptați cumva să fiți obligați de viață să obeți? Sau vă duceți voi către. Deodată, păi, dacă e deodată munica e mortală, s-ar putea să mori. Nu s-ar putea să nu. Mai sunt și miracole. S-ar putea să te fi călit suficient de bine încât să, să nu mori. Câte puțin în fiecare zi, să scap mai repede de ea. Da, da. Poți să bei deodată, dar trebuie să fii sigură că și reziști. Faptul că ai zis că bei deodată, totuși alegi tu când să bei deodată. Nu alege ea. Uh -huh. câte o picătură, uh -huh. cu miere și cu lămâie, uh -huh. câte o guriță uh -huh. deodată. E, uite, vedeți, acum fiecare în funcție de ce ați răspuns, ar trebui să vă fie așa un uh, instrument. Cum faceți lucrurile? Deodată. Nu faceți, nu faceți. Cei care zic deodată. Nu faceți, nu faceți, nu faceți, nu faceți. Dintr-o dată vreți să le faceți pe toate. Pentru că răspunsul vostru nu este întâmplător. Adică n-am cum să nu observ și subtilitatea. Da? Cei care aleg să-și au zis deodată, înseamnă că așa fac lucrurile, mare majoritate a domeniilor vieții, deodată. Da, nu, nu știu, n-am dus gunoiul. Azi, mâine, poi mâine. Deodată golesc casa și arunc tot ce e gunoi. Da, adică într-o cantitate foarte mare. Da, amân, 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 amân și dintr-o dată fac de toate. Iar ceilalți care ați zis câte un pic, aveți tendința să faceți ce? Treptat, treptat, treptat. Uh -huh așa cum ne organiza Universul. E, da, și asta este, da, un fel de, cum se spune, facă-se voia ta. Da, dar dacă totul este doar cu facă-se voia ta și noi nu mai gândim și nu mai facem nimic, dar ar fi așa, că știți cum e, facă-se voia ta ar fi bine, dar să și credem și să și facem. Adică cumva să ne purtăm duși de Univers sau duși de Divinitate sau... Să nu ne împotrivim, cum se mai spune. Dar uh, e o chestie destul de greu de obținut. Sunt curioasă dacă careva dintre voi a obținut-o. Măcar în proporție de 50%, nu vorbim de 100%. O doze și au câte un pic. Uh -huh. Bun. La cum până dintre situațiile vieți. Uh -huh. Apropo cu cei cu deodată, că sunteți uh, uh, acum cu de sărbători, cadouri și așa. Nu, deodată vă duceți și umpleți... <laughs> Coșul și frigiderul. Da? Dintr-o dată e gol și dintr-o dată îl umpleți. Da? Aveți, tin, aveți tendința să exagerați cu cantitățile. Cei care ați răspuns cu deodată. Ideea care vreau să rețineți de aici este, cum am mai spus-o, să mergeți voi către suferință, către o travă și să nu așteptați să vină suferința sau o travă către voi. Pentru că după aia o să vă folosiți de vestita. Replică, când vin, vin toate deodată. Nu? Păi da. Adică, pe principiu, n-am băut din uh, o travă și acum trebuie să o beau deodată pe toate. Ați văzut? Că nu degeaba spunem. Adică, în momentul în care cineva spune când vin, vin toate deodată, înseamnă că ce? Înseamnă că până atunci ai, scăpa, ai scăpat sau ai fugit, n-ai scăpat, ai fugit de suferință, n-ai vrut să băvezi anumite lucruri, dar, ai Castruțul nisip. Da? Uh, și viața. Apropo, Universul le organizează matematic, pentru că Universul este unul matematic, uh, în așa fel încât. Ce? Vine și vă dă. Ați văzut? Deci. Eu nu zic să faceți nici așa, nici așa. Important ar fi să conștientizați și să vă asumați indiferent de decizia pe care o luați. Vreți să vă bucurați și să obeți deodată, după? Vreți să obezi pe parcurs? Important sau întrebarea este, alegeți voi sau alege viața? Cum zice tot maestrul Anatol Basarab, viața te trăiește pe tine sau tu trăiești viața? Parcă nu sună diferit, nu? Parcă sună aceeași idee. Și totuși, dacă stați să o analizați, sunt două aspecte total diferite, chiar în opoziție. Da? E ca și când intri în apă rece. Mai bine să arde că e mai neplăcut decât dacă intri încet. e și asta o perspectivă. Uh -huh. Nici în fiecare zi nu aș lua că mai vreau pauză. Nu a zis nimeni că în fiecare zi da? Când ne uităm la paharul cu o travă, la care jumătate ne uităm? <laughs> să zicem că ceșcuța e plină <laughs> și atunci nu mai rămâne la care să te uiți. Ne am zis că e ceșcuța, adică nici măcar n-am zis că e o ceașcă mare sau o sticlă sau, da? Cantitatea e mică, doar că necesită gestionată corespunzător. Nu trebuie să o luați zilnic. Repet, ideea și exemplul acesta a fost dat cu scopul de a înțelege că ne preîntâmpinați. Ceea ce facem noi aici, apropo de 2023 sau de finalizarea anului 2022, noi vrem să preîntâmpinăm. Adică, cum s-ar spune, să ne facem temele, să ne pregătim, să știm ce urmează. E ca și cum ieși afară din casă și te uiți așa pe geam și zici, bă, plouă, ninge. Da? Mai ai și un termometru exterior care să zică care e temperatura, deja ești bazat. Da? Uh, cumva ce? Preîntâmpin. Cum ies afară, cum mă îmbrac, cum mă pregătesc, cum abordez ieșitul ăsta afară. Da? Uh, pentru ca ce? Ca să nu sufăr. Asta facem și noi, de fapt, prin cunoaștere. Uh, căutăm ce? Să preîntâmpinăm cei care o dați în fric control, în obsesie, în măsurați totul, nu, pute, nu vă scapă niciun detaliu și așa, nu trăiți, nu aveți timp să trăiți pentru simplu fapt că sunteți prea atenți la detalii și la controla și la așa, încât să mai ai timp să și trăiești. În timp ce te încordezi acolo să faci lucrurile perfect sau cum mai trebuie, sau cum vă impuneți voi acolo, nu mai aveți timp să trăiți. Stați, nu știți, nu aveți timp, că n-ai cum să fii și încordat și relaxat în același timp. Ori ești încordat, ori ești relaxat. Iar atunci când ești free control, ești încordat. Și în momentul în care ești încordat, clar nu ești relaxat. Și dacă nu ești relaxat, atunci ce să mai simți? Da? Este și atunci o trăire, dar o altfel de trăire, da? Nu una care să zici că te bucuri neapărat de ea. Da? Bine, după încordare, relaxarea e mai plăcută, am putea să spunem. În concluzie, până la urmă, nu se poate una fără alta. Nu? Ca să știi ce e relaxarea, trebuie să știi ce e încordarea. Ca să știi ce e încordarea, trebuie să știi ce e relaxarea. Sau, cumva, una pe altă. Vedeți cum ajungem la legea menționată la... cu ceva timp. <coughs> da? Și atunci, ce mai rămâne? Ce a trebuit, cumva, lecția pe care am avut-o de învățat în 2022? Una dintre ele. Echilibru. Să știu cât să mă încordez și să știu cât să mă relaxez. Să știu cât să plăcere să consum, să zic așa, și să știu când să mă abțin. Mm. Ați învățat lecția echilibrului? Sau nu? Eu nu sunt de acord, întotdeauna intru ușor în piscină sau în mare. Mă obișnuiesc și apoi mă bag cu totul. Mm -hmm. Asta spune, uh, vedeți, un exemplu simplu de cum intru în apă, cum beau o ceașcă cu o travă, cum am plecat. Dar asta... Spune foarte multe despre voi. Nici nu vă dați seama că, printr-o simplă întrebare, eu deja știu foarte multe, în funcție de răspunsul vostru, eu știu deja foarte multe lucruri despre felul vostru de a fi. Nici măcar nu trebuie numerologia. Acum mai am și data de naștere, deja știu <coughs> și mai multe. Înțelegeți? Bun. Nu e nimic obligatoriu, așa e. Bun. Ne-am uh, concluzionat cu 2022. -ul? Să putem trece mai departe către 2023 mai intens, apropo de tipsuri de ce facem, ce nu facem, când facem, când nu facem, da? Să preîntâmpinăm 2023. Uitați, puteți să faceți așa, luați o faie și un pix și treceți acolo plusuri și minusuri, pentru că zic eu că necesită păstrat un echilibru și dacă ne uităm doar la partea roză a lucrurilor, e ok dar cumva să ne uităm imparțial, da? Avantajele, plusurile uh, lui 2022 și dezavantajele sau minusurile pentru fiecare în parte, bineînțeles, nu la nivel global, a lui uh, totul lui 2022, da? Cumva uh, să faceți așa o statistică, o concluzie uh, pe care să o trageți la finalul acestui an 2022. Și în completarea acestui exercițiu pe care vi-l recomand cu drag, este să și vedeți acolo cumva mintea are nevoie să știe și atunci tăiați de ce nu mai aveți nevoie sau uh, subliniați ceea ce vreți să luați mai departe. E o chestie de subtilitate dar cumva uh, mintea o să ajute, da? adică mintea o să știe. Bă, pe asta l-am tăiat de pe listă, gata, l-am șters. Da? Odată cum îl tai de pe listă, nu știu, acest dezavantaj sau acest lucru pe care nu, știu, nu îmi place la 2022, în viața mea, bineînțeles, așa să și dispară din viața mea, puteți să spuneți. Da? Bun. Și vedeți ce rămâne. Da? Dar, atenție, repet, nu cărați bagaje inutile. Nu vă duceți pe munte, nu, și căuta, cărați toată casa. Bine, unii care toată casa după ei aproape, da? Și ce faceți? Pe parcurs, lăsați, da? Înainte de a vă porni, când v-ați făcut bagajul, dacă vă uitați acum așa în spate sau pe lista aia a voastră și vedeți, ok, câte chestii am în 2022, câte am făcut, câte le-am făcut, mult, mult, mult bagaj acolo, luați și mai scoateți, da? Și luați cu voi, efectiv, mai departe, strict ceea ce aveți nevoie. E un sfat. Acum voi. De fapt, nici măcar nu e o sfat. E o concluzie. E o, o părere a mea. Voi faceți cum vreți, da? Iar lucrurile alea pe care le luați mai departe să fie extraordinar de utile pentru pentru viitor. Că altfel, pur și simplu, doar vă încărcați și vă rupeți spinarea. Pe aia, unii dintre voi nu o să știți de ce vă doare spatele. Cărați, 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 cărați că. că, 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 că... Nu. No. O să vedem eu unde o să ajungeți la un moment dat. Când o să începeți să urcați muntele în 2023. Pentru că vorbim de vertical în 2023. Aici, pe orizontală, mai merge cu greu, cu burtica mare, cu... Hă, da, adică duce mai ușor și greutățile. Dacă ne începem să urcăm așa, aerul se rarefiază, da, abrupt, muntele e abrupt, hă, să vedeți voi ce rău o să vă apară și o să vă vină să aruncați cele care le-ați luat cu voi, dar le mai aruncați așa oricum, adică le mai lăsați în urmă așa oricum. Există o vorbă, ce, ce, nu închei la timpul său, va trebui să cari încă o perioadă de timp. Da? În ciclurile evolutive, chiar de multe ori eu zic că cei care se află în, an în anul lor personal nouă, pe ciclurile evolutive, să încheie ce are de încheiat și să ia mai departe strictul necesar și strict ce are nevoie, pentru că dată cărat în noul ciclu are toate șansele să mai târie încă 9 ani de zile. Și nu știu, zău, dacă uh, ar vrea cineva să mai ducă mai departe încă nouă ani de zile lucruri de care ar fi vrut să scape poate cu mult timp în urmă. Nu știu de ce am insistat atât de mult pe chestia asta, probabil cineva avea nevoie. Păi îl trăim, nu îl preîntâmpinăm. Până îl trăi, îl preîntâmpinăm, Petru. Nu? Asta face și numerologia. Acum, ce să zică un 5 care vine acolo și zice noi trăim, da? apropo de energia lui 2023, 23, 5 ăla din capăt, trăiește momentul. Live the moment. Sau, da? Uh, da, va fi despre trăit momentul și cei care sunt un 5 vor trăi și mai intens momentul decât până acum, că ei oricum trăiesc momentul intens în fiecare secundă, așa că asta nu se pune problemă. Bun. Despre 2023, necesită să ne pregătim cu răbdare, mai ales la lucrurile care vor apărea așa pe nepusă masă și spontane. Cumva, necesită amplificarea voinței și să ne folosim de lucrurile pe care le-am învățat în 2022, cum spuneam, la un moment dat. Vom fi impresionați, uh, unii plăcut, alții mai puțin plăcut. Energia asta lui șapte va veni cu foarte multă cunoaștere. Poate chiar vom descoperi lucruri pe care nici măcar nu știam că le putem descoperi. O să aducă, cum spuneam, foarte multă imprevizibilitate. Și uh, acum nu mai avem doar energie masculină, feminină, avem și energie masculină, chiar domină, dar totuși avem doiul și treiul, care împreună practic aduc energia feminină, doiul, și energia masculină, treiul. Chiar dacă uh, energia masculină, principiul masculin este unul, el se regăsește, uh, principiul masculin se regăsește în toate cifrele impare, da? Prin urmare și în trei. Cum în toate cifrele pare, se regăsește doi sau principiul feminin. Bineînțeles, în esență, doiul îl conține pe unul. Dar aici dăm foarte multă numerologie și nu aș vrea să vă bag în ceață pentru cei care nu știți. Va fi foarte mult, sau instrumentele pe care le avem la îndemână este în continuare creativitatea. Dar creativitatea lui cinci este una spontană, nu una în care băgăm la cuptor și scoatem după o perioadă de timp, cum este la șase, ci pur și simplu așa, nisam, sau cum se mai spune, da, ne trezim că vrem să uh, creem nu știu ce chestii sau să facem nu știu ce lucruri. Pinciu este foarte carismatic ca energie, în esență. Uh, un bun joker, un bun uh, actor. Și uh, dacă avem buni actori, înseamnă că avem și o scenă pe măsură. Va fi un spectacol, vă zic eu. 2023 va fi un adevărat spectacol. Uh, combinat așa cu misticism, cu, dacă ar fi să spunem un spectacol științifico o fantastic, am putea să-i zicem, da, că avem trei, avem șaptele, avem cinci, deci științifico o fantastic va fi. Pe mai multe planuri. Pe toate planurile chiar, da? Va fi extraordinar de văzut cum uh, o să vedeți că uh, planul acesta științific va prinde amploare, și chiar sunt sigură, de fapt, că vor exista lucruri care se vor inventa sau se vor duce la un alt nivel, cele care sunt acum uh, mult mai înalt. Se va pune foarte mult accentul pe știință, uh, pe tehnică, pe uh, latura asta de dezvoltare științifică, efectiv, cercetare și dezvoltare științifică. Avem foarte mult aer, o să fim și visători avem foarte mult aer în matrița anului 2023, unii o să viseze, dar visele alea nu vor fi tot timpul plăcute. Este în total, per total, el este un an generos în instrumente, dacă îi putem să spunem așa. Pentru că avem și doiul, comunicare, avem și treiul, cunoaștere, avem și șaptele, sprijin divin, latura ezoterică, dorință de a, de a deveni mai spiritual, de a crește, de a-l cunoaște pe Dumnezeu, dacă putem să spunem așa. Dar, în același timp, vom deveni și foarte selectivi și foarte bănuitori, dacă am putea să spunem așa. O să dorim să cercetăm tot ce mișcă, că Spiritul lui Trei este un spirit foarte curios de, de fel. Sfera, repet, este una mentală, ideologică. Șaptele are de a face cu ideologii, cu religie, am putea să spunem. Vrem, nu vrem, o să vedem că în prim plan o să apară din ce în ce mai mult și ideea de religie, ideea de ideologie, mă repet, dar principii de viață, se va, se va juca foarte mult acolo la principiile noastre de viață, la aspectele acestea primordiale pe care noi le punem și care, sfinte, cum am putea să le spunem așa. Um... Pot să apară conflicte, pentru că l-avem pe doi acolo, și pot să apară contradicții sau conflicte uh, în tenta asta negativă în ceea ce privește diverse idei sau ideologii. Însă, cum spuneam, uh, aerul este primordial în matrița anului 2023 și atunci putem să folosim chiar sitagma aia că cerul este limitat. nu? Ne putem aștepta la tot felul de revoluții spontane, tehnologice de data aceasta, care să transforme efectiv lumea și realitatea pe care, pe care o știm. Uneori o să avem impresia că poate trăim într-un film sau poate că trăim un vis. Vor fi și sclipiri de geniu pentru mulți dintre noi, foarte multă inspirație. Le aduce foarte multă inspirație, și atunci uh, revelație foarte multă, restructurare, am putea să zicem într-o oarecare măsură resetare. Și în același timp o nouă șansă. Dar nu va fi simplu. Nu va fi ușor pentru cei care nu știu cum să abordeze sau să preîntâmpine. Că tot uh, nu a fost Petru de acord cu mine cu preîntâmpinare și cu trăitul. Îl trăim. Că oricum îl trăim, nu avem încotro. Dar până la trăit să putem să înțelegem cum ne pregătim să trăim. Da? Eu știu că, repet, cinciul se duce în concediu fără să aibă neapărat un plan. Așa, spontan. Uite așa și anul 2023, spontan. Ne duce în tot felul de direcții în care nici măcar nu ne așteptăm. Dar ne dă și foarte mult entuziasm, inteligență, Abundență, experimentare, cum am mai spus, pur și simplu va fi intens, am putea să zicem. Hai să vedem, voi ce planuri v-ați făcut pentru 2023, ce intenții v-ați pus pentru 2023. Că spuneau colegii mei în articolul care o să apară zilele acestea pe Asociația Numerologilor, anul 2023, rațiunea jocului non-convențional non convențional pentru că cinci este un conformist, un non conformist, pardon. Dacă în 2022, 2024 ăla acolo zicea conformist, pătrăm reguli, da, 2020 în 4 global, reguli, disciplină, mască, știți voi nu trebuie să vi le mai spun eu. 2023, 23 din coadă cinciul nu are limite, nu are reguli. Da? El, cinciu, va fi partea aceea care va veni să ne arate că se poate și altfel. Acum, altfel rămâne de văzut la fiecare în parte. Da? Da, cinciu duce foarte mult spre latura asta de comunicare, de dorință de explorare, de a descoperi, de a călători, da? O să simțiți nevoia să călătoriți în tot felul de călătorii, dar călătoriile respective, uite, și în 2022 a fost dorința de a călători, dar dorința de a călători a fost, nu a fost neapărat o dorință de a călători, ci a fost dorința de confort, a fost dorința de plăcere, plăcerea de a călători. E, la 5, călătoria este, cum să zicem așa, inițiatică de a descoperi, de a evolua, de a cunoaște noi teritorii, când 2022 la un șase te duci așa și cu patru acolo din 22 la te duci liniștit, frumos, în pătrățel, stăm unde ne ducem, un resort, a nu mergem să călătorim foarte mult, să explorăm foarte mult. În 2023 nu mai merge așa, da? Da, să plecăm necunoscut. Uite că da să plecăm într-un loc necunoscut. Oricum necunoscutul este alături de noi în 2023, da. Um... Datorită lui 7 și lui 5. Uh, uh -huh. Vreau să mă mut în casă renovată plus călătorii. Ok, super intenție. Una peste alta, 2022 mi-a arătat că pot mai mult decât credeam. Uh -huh. Am învățat să am mai multă încredere în mine, să mă mai mult și cred că asta vreau să iau cu mine în 2023. Sunt un 5, super. Uh, da, 2022, când ne întoarcem un pic la el, dacă tot am citit, uh, a fost foarte mult pe voință. 6 uh, șasele la de eu trebuie să câștig sau mă motivează câștigul, de orice fel, de la cel material în primul rând, de, de la cel palpabil, uh, câștigul a fost uh, un, uh, un plan uh, care a motivat extraordinar de mult. Dar vedeți voi, dacă șasele a fost despre partea materială și bani, șaptele, să știți că nu mai e atât de mult despre partea materială și bani. Adică, cum să vă zic eu, în ceruri, banului nu mai are valoarea pe care o are în, da? în partea verticală, banul nu mai are valoarea pe care o are în planul orizontalei. Da? Sport extrem nu este recomandat. O să se facă. Este recomandat în măsura în care știi să-l stăpânești. Dar în măsura în care nu știi să-l stăpânești, atunci oricum va fi un sport extrem 2023. Da? Uh, foarte mare atenție pentru că cinciu vine, cum am zis, cu lucruri neașteptate uh, și pentru că spectacolul presupune și fake news uh, și se vor axa foarte mult în fake news-uri pe foarte multe argumente, chiar științifice, foarte valide, adică o să pară că sunt exact ceea ce trebuie. Nimic la cinci, nimic din ceea ce este sau din ceea ce pare nu este real. Cum să vă zic? Nu, poate nu, chiar nimic, am exagerat. Dar oricum este prezentat diferit. Fie mult mai amplu, fie așa. Dar ideea asta de spectacol. O să vedeți mult spectacol. În politică, între țări, la nivel, da, global, în general. Pentru că dacă vorbim la nivel intern, România este pe altă vibrație și alt an, dar și România face parte din vibrația asta globală a lui 7 și 23,5, care, da, este vibrația globală. Dar, uite, vedeți, se anunță, apropo că vă dusem zilele trecute sau s-a anunțat deja, dar nu mai știu data de lansare, Avatar, care va debuta în 2023, dacă am înțeles eu bine. Care este un film științific, SP, științifico Fantastic, nu? Da, ceva de genul nu crede tot și nu crede nimic. Uh cum să vă zic, nu mergem pe principiu crede și nu cerceta. Am putea să spunem un picuț forma, forțat, crede și cercetează sau crede până cercetezi sau nu crede până cercetezi, o mai finisăm pe parcurs. Dar eu știu pentru că structura anului 2023 vă poate aduce foarte, repet, foarte multe argumente prin care să credeți despre ceea ce se trebuie să spună. Adică să pară, cum adică, nu există, e rațional. Da? Aspectul rațional este foarte bine dezvoltat. Este clar, explicat, este, da, cum să zic, cu exemple bine definite și toate alea. Cum ai putea să nu crezi? Da, eu sunt de acord, dar nu. Sunt și foarte multe teorii care nu sunt reale și sunt foarte bine structurate și foarte bine explicate și totuși nu sunt reale. Rămân la nivelul de teorii. Da? Ne rupem din planul lui 4, 22 da? și mergem în planul lui 5, 23, adică din planul material, cumva dincolo de planul de înțelegere. Material în planul de ideatic, dacă îi putem să-i spunem așa. Da? Filozofii. Filozofia va fi schimbată pentru mulți. Sau cumva nu neapărat schimbată, cu toate că energia lui 5 vine să schimbe lucruri, dar ea va fi poate ajustată, verificată. Da? Principiile voastre de viață și filozofia voastră de viață. Foarte mult se va lucra pe ea. Foarte mult. Eu nu zic că va fi uh, dus într-o direcție bună sau greșită, pentru că depinde de foarte multe contexte și aici necesită o analiză și o discuție mult mai largă. Dar <coughs> vă preîntâmpin întâmpin să, să vă uitați la da, să urmăriți tot ceea ce înseamnă partea aceasta de uh, filozofie, da? de credință. De credință. Și sunt mai mult ca sigură că vor apărea în plan uh, din nou cadrul ăsta religios. Atât în aspecte pozitive, cât în aspecte negative. Nu există doar pozitiv sau doar negativ. Bun. A, deja a început avatar, partea a doua. Minunat. Da, dar ne pregătim, vezi? Dar putea să apară acum doi ani? Adică au fost câți ani, diferență? Nu știu, în 2007 a apărut sau ceva de genul ăsta primul? Dar vedeți că acum am înțeles că e ceva cu subacvatic. Deci are și doi acolo, că suntem în energia lui 2 din anii 2000. da? Și am trecut 2020 și, deci, mai apare al doilea de doi, deci tot apă. Exact din 16, a 12-a în cinema. Uh -huh. A, ah, am înțeles, da, din 16-a 12. 7. Uh -huh. Da, mișto. Uite, chiar astăzi, apropo de ziua de astăzi, că este zi de solstițiu, dar din perspectiva asta numerologică, avem o foarte interesantă matriță. Avem 21, care este 12 în oglindă sau 12 în oglindă este 21, am putea să-i spunem așa, care este o vibrație 3, 3 interior, 3 vibrație interioară, 3 vibrația socială și 3 vibrație de destin, cumva alinierea asta a lui 3, doar că, vedeți, cumva poate fi sucită, dacă nu suntem atenți, din interior în exterior, adică din planul intern, când o ducem în planul extern, să fie cumva schimbată în anumite puncte, e zi de solstițiu, putem să spunem că de mâine, dacă până acum întunericul domină, încă, încă mai domină, de mâine începe să apară lumina. Asta spune foarte mult, adică se lungește ziua. Lumina apare oricum, dar în sensul că lumina înseamnă cunoaștere. Da? Încă mai suntem așa până la ora 23.38, îmi pare că este punctul, până la ora aceea încă mai suntem pe trendul ăsta de întuneric. Întuneric însemnând necunoaștere. În 16 s-a lansat în America și de azi în România. Super. Principiul joacă locul vieții, fiecare pe nivelul lui. Verificăm de trei ori totul. De trei ori, câte trei. Apropo, de șapte, care are foarte multe uh, valențe, să zicem, sau explicații uh, mistice, da? Șapte zile. Erau șapte planete, multe cu șapte, da? Vă păi, uitați voi la simbolistică sau o să urmăriți când o să publicăm articolul și pe partea asta o să avem și latura de simbolistică și latura de numerologie. Bun. Uh, pentru că ne apropiem de final. Aș vrea întrebări cu privire la această tematică. Dacă acum sunt foarte multe de discutat, eu am căutat să fac un rezumat de 2022 și cumva un rezumat la ce va urma în 2023. Bineînțeles, lucrurile necesite privite în principiu. Dacă luați exemplele Motamo. Ele poate se vor aplica în anumite puncte și Motamo, bineînțeles, dar nu despre, principiul, nu despre Motamo este vorba, ci despre principiul din spate. A, ciclurile de șapte ani, da, sunt foarte multe, da. În povești avem trei și șaptele foarte des întâlnit, da, pentru că avem trei și șaptele în matriță foarte puternic dezvoltat în 2023 și trei și șaptele sunt considerate cifre magice, Uh, ele apărând de altfel în tot felul de povești. Da? Șapte capete sau cu trei capete sau cu da, povești de care? Se fe. Nu? Să vedeți voi cum tot ce ați văzut în filme, într-o oarecare formă, nu mă, dar în esență o să le vedeți pe marele ecrane ale vieții în 2023. Care e luna sau perioada cea mai dificilă în anul viitor? Lucrurile se vor intensifica cel mai probabil în luna a șaptea, dar la nivel global, dacă vorbim, pentru că acolo apare energia lui șapte, încă o dată, în luna a cincea, vom vedea un pic cum va fi și în luna a treia. Ele nu sunt neapărat cele mai dificile, pentru că ele vin cu un teren cumva anume de cunoaștere și de studiu intens. Și cine nu va studia și nu va fi pregătit cu informația și nu va ști cum să o analizeze, cum să o gestioneze? Mai ales că șaptele vorbește foarte mult despre introspecție. Ce ați făcut voi introspecție în anul ăsta, 2022? Nu, e la pitici introspecția pe care o să vedeți că o să aveți tendința și o să fiți cumva împinși de energia asta să o faceți în 2023. Dacă 2022 a fost mai mult un plan al familiei și al socialului într-o oarecare măsură, 2023 în anumite puncte tinde spre solitudine, dacă îi putem să-i spunem așa, spre însingurare. Șaptele tinde spre însingurare. Iar șaptele în latura sa negativă, adică șaptele este vorbăreț, știe să facă parte din social. Cumva energia, ok, știm să fim aici prezenți în social, dar în același timp, gata, după ce trecem, nu știu, ne mai muțărim, șaptele nu suportă prostia și atunci pentru că cumva are un anumit nivel, cum să zicem, șaptele te împinge spre o oarecare spre un oarecare rafinament. Sita este destul de deasă la șapte, la energetica lui șapte. Nu mai trece chiar orice prin ea. Filtrul este unul, știți cum e, e sita aia, ochișorii aia. La unii le site sunt mai mari, la alții sunt mai mici. Ei. În 2023 fita este selectivă, să-i zicem așa. Se vor întâmpla tot felul de lucruri neprevăzute. Da? Bun. Poate undeva, adică vă aștept în 2023, anunț de pe acum, o să fie și pe alexaevent.ro, momentan nu este, azi, mâine o să fac tot posibilul să urc evenimentul cu Anatol Basarab, o conferință de 4-5 ore pe 11 ianuarie, după amiaza, caracterul anului 2023, unde vom vorbi uh, pe larg și, bineînțeles, el va veni cu analize mult mai profunde. Eu nu am vrut să abordez aici analize extraordinar de profunde, am vrut să păstrez un limbaj uh, pe înțelesul tuturor, uh, pentru că se pot scrie foarte multe și foarte lucruri foarte complexe. Apropo de 2023, uh, o să fie așa, când mă gândesc la 2023 și la matrița anului, mă duce într-o oarecare măsură și cu gândul la Ionilescu, limbajul ca, ca idee, știi, cu un limbaj din el așa mai pretențios, tendențios, științific, specializat cu diversi termeni. Da? O să vedeți că o să fie foarte multă lume care o să se prezinte pentru că energia într-o oarecare măsură o cere, dar unii vor și juca teatru și vor prezenta tot felul de concepte și filozofii de care spuneam, idei care cumva tind spre oarecare direcție, dar repet, atenție foarte mare, atenție la neatenție, da? Bun, vă doresc ca aceste sărbători. De fapt, nici măcar că sună așa tipic și robotic. Fie ca, aceast... fie ca sărbătorile de, fie că, fie că. Um, nu, faceți ceea ce simțiți. Chiar mă gândeam uh, zilele astea că un cadou bun pentru ceilalți și pentru noi ar fi să dăruim mai mult celorlalți care nu au. Și chiar dacă evenimentul caritabil deja a avut loc, um, nu vă opriți în a fi mai buni. Apropo de 2023, când vine șaptele, șaptele vine cumva și zice: mai întoarce-te către cele sfinte, dacă îi putem spune așa, fii mai caritabil, fii mai darnic, fii mai. Uh, cumva spalăți păcatele, dacă am putea să spunem așa. Uh, pentru că vine anul 8 după aia și 8 este judecătorul și va trage linie. Adică în 2023 mai e o șansă să mai curăț, să mai speli din păcate. Dar din păcate, păcatele însemnând erori. Acum nu vreau să mă duc, să nu credeți că mă duc în latura asta religioasă. Dar mă duc în latura spirituală și vă îndemn cu drag Poate ați fost și până acum, dar în 2023, cu siguranță, va fi mai accentul mai bine pus pe latura asta de fi mai bun, apropie-te mai mult de Sufletul tău, de Sufletul celorlalți, de Esența, de Esența Vieții, de Duh, de Spirit, de Divinitate, de Univers. Uh, dacă vei continua ca în 2022, cum a fost 2020, de unde a fost susținută energia asta de a pune accentul pe lucrurile materiale, în 2023, dacă continui cu această idee uh, obsesiv, dacă îi putem spune așa, uh, pot apărea tot felul de pierderi financiare și materiale. Accentul în 2023 nu pică pe material. Accentul în 2023 pică pe spiritual, pe suflet. Acum voi faceți ce vreți. Puteți în continuare să duceți războiul material, dar chiar dacă în primele plăți vor fi materiale, vor veni imediat și cele spirituale, plățile. Iar când vom ajunge în 2024, atunci va fi judecata cu adevărat la ceea ce ați făcut în 2023 și până în 2024, nu doar în 2023, dar anul 7 vine cumva și zice hai, fii mai bun. Îngrijește mai mult de sufletul tău, îngrijește mai mult de sufletul de ideea de suflet, de ideea de valoare, de esență. Și nu neapărat să te îngrijești de sufletul celorlalți, dar îngrijindu-te de sufletul tău, nu ai cum să nu te îngrijești de sufletul celorlalți. Sau cumva îngrijindu-te de sufletul tău, automat ai grijă și de sufletul celorlalți. Și pentru că tot a venit așa vremea frigului, zilele trecute stând în mașină, zic, mă, fai, friguroasă. Și mă, mă, îmi vine așa o inspirație de moment și vă împărtășesc. Nimic nu te încălzește mai bine decât energia vieții. Adică să trăiți. În adevărat un sens al cuvântului, da? Orice energie poate să-ți aducă tot felul de trăiri, poate să-ți aducă o oarecare căldură, dar că era așa o stare de-asta de, de înfigurare și zic, bă, mai mult ca energia vieții, nimic nu te poate încălzi, chiar nimic. Vă urez sărbători cu bine, pe sufletul vostru, pe sufletul fiecăruia și, ce să zic, să fim mai buni cu noi înșine, în primul rând, și cu siguranță și cu ceilalți. Să ne vedem cu bine în 2023. Da? Atenție cum vă așterneți anul sau așternutul pentru 2023. Mai aveți 10 zile la dispoziție. Îngrășați porcul de, de ajung, cum se spune, da? Solstițiu plăcut, de mâine începem să ne iluminăm și mai bine și eu zic că între lupta întunericului cu lumina, în cele din urmă, chiar când pare că întunericul câștigă, totuși nu e așa. Lumina va câștiga întotdeauna. Sărbători binecuvântate, pline de bucurii alături de cei dragi uh, și tot ceea ce vă doriți voi. M-am pupat! Seara frumoasă tuturor! A, vedeți că de la 9 și are live edit. Ea o să abordeze mai pe latura asta de astrologie și nu numai. Ne vedem la 9. Adică vă vedeți cu ea, noi suntem backstage, ascultăm. Seara frumoasă!